De mai bine de două săptămâni, în unele magazine din municipiu au fost puse la vedere coșuri unde cumpărătorii pot dona alimente. Fie că este vorba de zahăr sau ulei sau alte alimente de bază, toate sunt binevenite pentru că pot fi de ajutor celor care nu de fiecare dată au ce pune pe masă. Cred că ar fi o inițiativă bună pentru toți jurjuvenii să facă același gest, să dea oamenilor care nevoiași, din puținul lor care l-au, o sticlă de ulei, un orez, un zahăr, ceva pentru a-i putea ajuta și pe cei nevoiași care nu au venituri și posibilități mai mari. Campania a fost demarată de mai bine de două săptămâni de către președinta Fundației Din Dragoste pentru Oameni, Mihaela Laur, care a ținut ca la final să ofere alimentele donate de către giurgiuveni, dar și de către fundație, nu persoane nevoiașe, alese de către asistenții sociali din municipiu. Vă mulțumesc frumos că așa aveam 4 copii și eram o fată amărâtă trezită într-un ajutor și o alocație la copii, atât. Orice mic ajutor este binevenit. Am 4 copii, vă dați seama o să fie foarte folositor pentru copiii mei. Vă mulțumesc încă o dată și o zi bună vă doresc tuturor! Alimentele donate astăzi au ajuns pentru un număr de 13 persoane, dar se speră ca pe viitor, prin grija și înțelegerea giurgiuvenilor, cât mai multe familii să se bucure de un asemenea ajutor. Este bine cunoscut scopul Fundației Din Dragoste pentru Oameni, care în curând împlinește 2 ani de la înființare, și anume acela de a veni în sprijinul familiilor nevoiașe. În urmă cu 2 săptămâni aproximativ am demarat această campanie de colectare de alimente cu ajutorul câtorva magazine din orașul Giurgiu, ai căror manageri s-au dovedit a fi cu un suflet mare, dispus să ajute oamenii cu situații foarte critice. Să nu uităm, dragii mei, că fericit este cel ce oferă, nu cel care primește, și că valoarea unui om se măsoară prin numărul persoanelor pe care le face fericite. Coșurile sufletului, așa cum au fost denumite locurile în care în această campanie pot fi donate alimente, vor rămâne în magazine și în perioada care urmează. Giurgiuvenii pot face un gest de generozitate pentru cei aflați în impas și mai pot dona încă mici cumpărături constând în alimente sau pot face donații în bani în contul afișat pe ecran.